contractul și avem finanțarea asigurată pentru tot ceea ce înseamnă proiectul de reabilitare a unității de primire urgențe, am făcut pașii și demersurile necesare, astfel încât avem deja finalizată licitația pentru proiectare și execuție. Proiectarea se va derula în primele 4 luni de zile din momentul predării amplasamentului și acesta a avut loc undeva săptămâna trecută, joi. Proiectantul deja a mers pe teren. Ulterior, tot această societate care a câștigat procedura de achiziție va și executa lucrarea. În acest moment se analizează studiul de fezabilitate și s-a demarat lucrarea pentru proiectare.